Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit la o cafea într-o splendidă zi de primăvară. Un pic cam rece acum, da, suntem pe drumul cel bun spre primăvară. Dacă cineva face o plimbare până în piața centrală, o să vadă că e plin de urzici. Deci e semn clar că vine căldura. Astăzi vă propun o emisiune aparent mai liniștită, pentru că nu e așa, ne apropiem de 8 martie, suntem în perioada babelor și am zis că e bine să discutăm despre o inițiativă pe care eu nu pot decât să o salut, de renaștere a unei echipe și odată cu ea a unui întreg sport, pentru că o echipă, dacă joacă într-un campionat, trage după ea, sunt o serie întreagă de urmări a acestui lucru. Vorbim acum, astăzi, despre încercarea de renaștere a voleiului masculin, să-i spunem, de performanță. Împreună cu, așa cum îi place să spună, ultimul mohican al acestui sport la Piatra Neamț, profesorul Dan Gavril. Bună ziua, bine ați venit, este o onoare să stăm de vorbă. Da, bună ziua, bine v-am găsit. Mă bucur că suntem într-o zi frumoasă de primăvară și încercăm să spunem câteva cuvinte despre voleibalul nemțean. Deci, în primul și în primul rând, trebuie să punctăm că voleiul masculin, pentru cei care nu știu, a avut o istorie bogată la Piatra Neamț și nu numai masculin, ci și cel feminin. Azi discutăm despre voleiul masculin. Da. Și v-aș ruga în câteva cuvinte să creionați ce a însemnat voleiul masculin la Piatra Neamț și pe urmă discutăm despre inițiativa dumneavoastră. Da, într-adevăr, voleibalul masculin, pot să zic așa că a construit o legendă la Piatra Neamț, că sunt vreo 45 de ani de activitate voleibalistică. Eu am venit în 75 în orașul Piatra Neamț, după terminarea facultății, cu gândul de a constitui, de a forma o echipă în această zonă de performanță. Începuturile au fost mai grele, dar în puțini ani am reușit să pătrundem în prima ligă națională. Am construit la Piatra Neamț jucători, să spun chiar de excepție, jucători care au plecat, să zic, pe alte meleaguri, în țară, chiar și în afara țării, și care încă și la această oră joacă în Cupa Campionilor Europene, joacă în Cupa Cupelor, în Cupa CEV. Și ne mândrim cu ei, pentru că, de fapt, și la urma urmei, au reprezentat orașul Piatra Neamț. Puteți să aminti și nume, deci nu e niciun fel de problemă. Așa, ca să dau nume, pot să dau o echipă întreagă națională care a intrat în competiții în competițiile europene, în Liga Europeană și după aia în calificări europene și calificări mondiale. Unii din jucători s-au format la Piatra Neamț, alții au crescut în orașul Piatra Neamț. Desigur, principalul, să zic așa, susținător, care a fost foarte consecvent și foarte corect vis-a-vis de noi, după ce firma Refill urma să se desfințeze, întreprinderea asta mică să rămână italiană, cel care trebuia să se ocupe sau s-a ocupat de această situație a fost directorul economic Strătile Ioan și după această acțiune a rămas director general la Refill. S-a apropiat foarte mult de noi, de voleibaliști, și a fost unul din principalii susținători ai acestei formații. Mai târziu, când lucrurile, să zic așa, au devenit puțin tel mai grele, privind partea financiară, au mai contribuit și alți oameni din orașul Piatra Neamț. Clubul s-a numit Volei Club Municipal Refill Săvinești și în momentul în care am ajuns spre cupe europene, de vreo 11 ori participări în cupe europene, 4 titluri de vicecampion, finalist de Cupa României. N-am reușit niciodată să luăm un trofeu la volei băieți, pentru că ar fi trebuit să fie o altă susținere.
după ce am asta pierdut. Nu înseamnă că nu era o echipă, că nu era echipă, nu înseamnă... Echipă era tocmai asta, vreau să spun, când mi-am dat seama că nu puteam să depășesc de pildă Constanța, unde nu un singur jucător avea 7.000 de euro pe lună, sau dolari, cum era la început. Și aici se juca aici undeva? Aici se juca așa, din punct de vedere financiar, să nu zic modest, dar bine pentru a face performanță. Nebunia a fost, să spun, a mea, pentru că mi-am dorit foarte mult lucrul ăsta. Văzând un meci de volei în clasa 11-a, pe un teren de zgură, între echipa din Suceava și echipa din Israel, m-am îndrăgostit total de voleibol atunci și am făcut un pas de la matematică și fizică spre educație fizică. Dau seama că n-am greșit, pentru că pasiunea mea și-a găsit locul în acest oraș sau pe aceste meleaguri și m-am bucurat foarte mult de ce și-am realizat. Am avut la liceu cu program sportiv sau școala sportivă de elevi, să zic laboratorul, iar partea principală a fost Ceahlău, Muntele Ceahlău. Mereu mergeam în pregătire câte un stagiu de 10-14 zile în Ceahlău și când veneam în sală, după vreo 10 zile mă întrebau toți ce mi-a făcut cuște, mă, de zburd așa în teren. Deci, din punctul ăsta de vedere, metoda de lucru și condițiile din zona au permis să creeze aici, să zic așa, un voleibal de mare performanță. Domnul profesor, performanța a fost cât au existat sprijinitori și cât timp autoritățile locale și-au mai dorit cât de cât performanță. Trecem peste pagina neagră în care echipa a retrogradat și atunci a fost clar că n-a existat dorință. Numai din partea unui grup de oameni a existat dorința asta. Eu mi-aduc aminte cum erau sările pline la derbiuri, chiar și la meciuri. Era galerie, era extraordinar. Mai ales că erau și cu plaje, se jucau două meciuri. Așa, da. Era și handbal și volei și, mă rog. Volei fete, volei băieți, da. Deci era o întreagă emulație. Ei, am ajuns în punctul acesta în care nu știu dacă mai jos de atâta se poate. Se poate mai jos de atâta? Păi nu se poate, că de pildă și la divizia școlară n-avem echipe de juniori mari. De ce? Pentru că n-au existat fonduri suficiente pentru a menține și pentru a răscoli zona, pentru că orașul Piatra Neamț este insuficient pentru marea performanță. Și atunci trebuie să te duci să faci selecție în zonă și asta costă. Costă o cazare, un cămin. Mi-aduc aminte, deci săptămâna trecută eram joi în emisiune aici, da. Și au venit niște copii de la Târgu Neamț în săptămâna altfel, să vadă cum se face un ziar, cum se face o emisiune, nu știu ce. Și după emisiune, după ce am terminat, că au venit în timpul emisiunii, am văzut câțiva băieți acolo, zic, băi, ăștia ar fi de la clasă de liceu. Când am făcut cunoștință cu ei, erau copii de clasa 7-a. Domnul profesor, unul dintre ei avea statura dumneavoastră în clasa 7-a. Da. Nu era pufos, ca să spun. Am înțeles, știți? Da. Avea o constituție fizică. Și l-am întrebat, faci sport? Nu. Deci, ce genă trebuie să aibă copilul ăla? Și mai erau încă vreo 3-4 care erau tot așa. Sunt clasa 7, păi să mai găsesc copii. Să mai găsesc, sigur. Să mai găsesc copii. Însă pentru asta ne trebuie susținere, adică trebuie aduși, trebuie să le dai o cazare, trebuie să le dai masă și în afară de asta școlarizare. Bine, la școlarizare nu se pune problema, că aveam liceul ăsta vocațional care poate rezolva foarte bine problema, dar nu îi împiedică nimeni, că nimeni să meargă și la un liceu foarte bun, un Petru Rareș, că am avut copii și la Petru Rareș, la informatic, de la economic administrativ, deci sunt copii dotați și care... Să vorbim cinstit, avem și posibilități de cazare până la urma urmei, ele mai pot fi îmbunătățite. Corect, da. Ne mai pot fi îmbunătățiți, dar posibilități există. Asta da. Ca bază materială deci, avem. Bun. Haideți să vedem la ce v-ați gândit, că de fapt dumneavoastră sunteți inima acestui nou proiect. Da. Ce v-ați gândit? Eu m-am bucurat foarte tare când am auzit de proiectul ăsta. Da, la ce m-am gândit? S-a pornit din nou la volei băieți cu o grupă de copii, acum sunt în clasa 9, care vor merge la turneul final voleibalistic pe țară. Și m-am gândit că în următorii 3-4 ani, când ei vor ajunge în clasa a 12-a, deja să găsim copii sau să facem o selecție pentru o echipă de primă ligă.
Bineînțeles că nu poți să faci o echipă dintr-o singură echipă și să o duci direct în prima ligă, dar completat lotul și cu alți jucători, se poate constitui o formație bună. Să ne reamintim că atunci, cum spuneați, că veneau spectatori la sală și când strigau, dau un exemplu, relou, perdelele de la sala Ceahlău vibrau. Așa. Iar din tavan ploua, curgea din cauza căldurii care era în sală și a vaporilor de apă. Se ștergea rapid parchetul și se continua jocul. Era o frumusețe și o participare extraordinară și a oamenilor care veneau să vadă așa. Nu găseai locuri în sală despre ce vorbim. Sigur că da, da. Mai spun și de handbal, că trebuia să urce pe pervazurile din afara sălei, să vadă, să mai prindă cu coada ochilor o aruncare la poartă sau să vadă o fază din jocurile noastre sportive. Și m-am gândit că în câțiva ani de zile se poate reașeza o formație. Deci, ca să fim foarte bine înțeleși, vorbim aici cu un om care a performat în antrenorat și care știe că nu poți să faci o echipă în 6 luni de zile. Dacă vrei să folosești și resursa locală în primul pe rând. Care o ai, că altfel te apuci, vine unul cu bani, cumpără 12 jucători, vine... face, dă un boom și se duce și se termină toată treaba. Există, dacă să vă prezint așa, există și varianta asta. Care? La această oră se fac contracte sportive pe comunitatea locală. Există așa ceva. Există lege care îți permite treaba asta. Și în țară avem cluburi municipale care fac așa ceva. Ultimul exemplu. Brașovul anul trecut a promovat în divizia B și anul ăsta promovează în prima ligă. Nu numai cu jucători din zona lor, au adus și alți copii din alte zone și anul ăsta deja se gândesc să îmbunătățească lotul sau să completeze lotul cu jucători din afara județului sau chiar stranieri. Ei, asta înseamnă altceva, altfel de program, dar eu mă gândesc în primul rând la copiii noștri, la copiii din zonă, să le oferim această șansă de a face sport de performanță în orașul nostru. Important este să creăm o pepinieră. Există, da. Deci tot timpul Piatra Neamț a fost o pepinieră voleibolistică. Și la fete, și la băieți. Deci această pepinieră există, interes există, în primul rând pasiune. Există pasiune pentru așa ceva, pentru că pasiunea și asta înseamnă energie extraordinar de mare depusă din partea celui care se implică. Bun, haideți să vedem. Cum ați gândit? Cum m-am gândit? M-am gândit la un proiect de finanțare completat numai cu o mică pagină din proiectul ăsta sportiv care se poate face pe comunitatea locală, dar proiect de finanțare pe legea 350. La finanțările nerambursabile, acelea exact, pentru exact. Asociații. Pentru asociații sportive sau pentru sportul de performanță. Și m-am gândit la acest proiect, însă va fi greu. Nu știu dacă o să reușesc să-l obțin. De ce? Pentru că echipa fiind la început, sunt o mulțime de taxe către Federația de Volei, taxă de reînscriere, de participare, de legitimare, de viză anuală, etc., etc., se adună foarte mulți bani. În afară de asta, cei care fac practică pe performanță își măresc numărul de ore de pregătire și atunci trebuie completat cu o indemnizație de efort. Dacă proiectul îți permite, da, îți permite proiectul să intre și o indemnizație de efort pentru copii. Fiind din zonă, fiind din Piatra Neamț, copiii nu mai plătesc cazare și masă, mănâncă, dar transport, adică logistica pentru competiție trebuie asigurată. Cazare, masă, transport, arbitraj, asta trebuie prinse în proiect. Proiectul se ridică la un moment dat aproape de 150.000 de lei până la 200.000 de lei. Vorbesc pentru până la finalul, adică am prinde turul de campionat, sesiunea 2023-2024. Este... Acum să vă spun ceva, suma nu este foarte mare dacă stăm să ne gândim la alte cheltuieli care se fac și care bunele sunt utile, altele sunt inutile, nu discutăm acum lucrurile astea. Dar suma nu este foarte mare. Noastră, dacă aveți o asociație, puteți face acest proiect, dar puteți să faceți nu numai un proiect, puteți să faceți mai multe. De exemplu, vă adresați cu un proiect către municipalitate, da. Și vă puteți adresa cu un proiect pentru județ. La județ nu puteți să faceți același proiect ca la municipalitate. Când ajungem ca la fotbal, știți, cu alte chestii. Dar se poate face un proiect
pentru o competiție paralelă de genul Cupa Județului Neamț la volei juvenil, la volei masculin juvenil, da? Da. În care să prinzi și o sesiune de pregătire pentru cupă și meciurile și competiția respectivă. Adică ideea este că se poate, dacă există bunăvoință, în cadrul legal, perfect legal. Eu sunt convins că dacă veți începe, nu va trebui să stați doar cu ochii la primărie și la Consiliul Județean. Sunt convins că există oameni care vor sprijini fenomenul, poate nu cu sumele astea mari, dar cu niște sume mai mici, eu sunt convins și știu că au fost, chiar și în perioada aia neagră. Când da. Au fost oameni care au sprijinit echipa. E adevărat asta. Eu am încercat deja, am făcut un mic anunț, să zic așa, în mass media, pentru declarația 230, unde 3,5% din impozitul pe venit persoană, să zic, fizică, poate să aloce, să trimite bani pentru această activitate, pentru asociația noastră. Plus 20% din impozitul pe profit, ca întreprindere, pe firmele, da, de pe profit, poate să-l dea tot așa, să, cu orientare spre noi. Bun, dar pentru moment... asta trebuie să vă faceți cunoscuți. Eu de asta v-am și invitat. Mulțumesc foarte mult, da. Trebuie să vă faceți cunoscuți și trebuie să vă faceți cunoscuți cu un proiect foarte clar. Adică, dom'le, noi asta vrem să facem. Pentru că oamenii, ca să dea niște bani, oricum aia pleacă banii aia. Deci, da, bineînțeles. Da. Deci oamenii care să dea niște bani trebuie să creadă în proiect. Nu aveți o garanție prin activitate, prin performanțe, prin încăpățânare. Da. Sunteți o garanție că puteți face. Dar sunteți singuri sau mai sunt și alți oameni în jurul noastră? Deocamdată eu sunt președintele asociației și pentru că trebuie așezată foarte bine, să zic, logistica, a deschide ușa, a intra pe uși, etc. O bună perioadă de timp voi merge eu. Lângă mine am luat un băiat care a terminat educație fizică la Brașov, a fost jucătorul nostru, se numește Ciobanu Ștefan și care din când în când, din dragoste pentru vole, mai joacă de două ori pe săptămână prin sala Ceahlău cu o grupare de Olzvoi. Iar ar dori să intre în sistemul nostru și a manifestat dorința și eu cred că va fi un băiat bun pentru așa ceva. Bun. Iar ca antrenor și ca asta nu se pune problema. Nu mai antrenez eu, nu că nu aș putea să mai antrenez, dar trebuie să vină noua generație și sunt profesor la Liceul Program Sportiv care pot prelua foarte bine această activitate. Ce înseamnă volei eu acum la Liceul Program Sportiv? Echipe la mine vole și echipe la Speranțe. Adică copiii clasa 9, copiii clasa 7 și 8. Deci ar exista o bază pe care să construim. De asta am spus că în 3 ani de zile să constituie o formație și știu lucrul ăsta pentru că eu am făcut selecții și în afara județului, și la Bicaz, și la Târgu Neamț. Ce să mai fac Plăie și Dani era întrebarea. Știi, legat de zonă. Zic, mulțumesc bine, dar în Suceava la Răzești ai mai fost? Am fost și pe la Suceava la Răzești. Apropo de asta, de acolo am făcut selecție la un băiat care se numea Purice Răzvan, care a ajuns un turnare extraordinar, a avut un accident ceva rar, a avut România ca acest Răzvan. În fine, asta ca o paranteză. Cum era Mircea Tutovan la un exact, moment dat. Exact, da, cum era Mircea, da. Că după un an de zile, după ce a pătruns în prima ligă, mi-amintesc că la Craiova era un meci decisiv și a intrat la servici la 24-19 pentru adversar și am câștigat setul cu el pe servici, cu niște, să zic așa, că tot strigă și a trimis bomba, bomba, cu niște bombe, cu puncte directe și a fost un jucător extraordinar. În fine, și asta spuneam că ca antrenori o să avem antrenori. Problema rămâne mai departe, asta susținerea. Și în afară de ce și-am amintit de declarația 230, și pe primul punct și pe punctul al doilea, mă gândesc și la niște sponsorizări din partea unor instituții, din partea unor întreprinderi. Am avut legătură și cu domnul primar și am spus, domnule, eu sunt un profesor. Bine, am trudit ani de zile în această meserie. Lumea mă cunoaște. Dar trebuie o autoritate. Hai să ajutăm volebalul. Hai să... Relații sunt foarte multe și care pot fi orientate. Ei, am nevoie de această orientare la un moment dat. Păi, du-te acolo ca să-ți rezolvi problema. Trebuie altceva. Trebuie să existe în jurul
în jurul ideii, să se creeze un fenomen. De acord. Trebuie să creeze un fenomen. Și în primul rând, eu nu zic că cu partea asta de administrație se poate discuta. Da. Problema la ei este că mulți nu înțeleg. Sunt oameni care nu înțeleg câtă imagine poate să-ți aducă un sport și câte lucruri se pot crea în jurul lui. De acord, da. Câte lucruri se pot crea în jurul lui. Dar încet, încet, poate vor învăța. Dar asta nu e o problemă. O să punem și noi umărul cât putem. Așa este, da. Acum, eu ce vreau să știu? Să spunem, partea de început a activității. Ce presupune? Ați amintit de niște taxe. Ce înseamnă? Unde ne ducem? La ce sume? V-am spus că, per total, pentru că înseamnă, în afară de taxe, e problema echipamentului sportiv care trebuie făcut. A mingilor de joc care trebuie să cumpărate, a sălii de antrenament unde se plătește chirie, plus cheltuielile, v-am spus celălalt, plus o perioadă de pregătire în comun a acestor copii, pentru că să nu zic din regimul trecut, să spun că prin 2000, da, în 2000 se mai făcea câte o pregătire centralizată. Copiii se adunau și mai făceau. Acum nu se mai poate face o pregătire centralizată. Nu există fonduri pentru așa ceva. Da. Și atunci, iarăși, trebuie și aici suplimentat și trebuie asigurat treaba asta. Zona ne permite, dar când am fost eu directorul liceu program sportiv, am avut 3 ani de zile când plecau vara copiii în tabără la Costinești. Vestita tabra a tineretului. Da, da, condițiile care erau, dar... Da, erau... Da, nu, dar erau condiții bune pentru copii. Și am reușit să-i trimit acolo, pentru că vara de obicei nu prea să merg cluburile sau grupările sportive, nu vor să meargă, trebuie să meargă în concediu cu familia. Eu am reușit să-i convinc, mergeți acolo la mare și faceți-vă pregătirea pe nisip, pentru că acești copii au nevoie de soare, nu? Au nevoie de ionizare, de a mării și așa mai departe. În fine... De asta spun că au nevoie și de așa ceva. Pentru că această pregătire centralizată rezolvă altceva, rezolvă grupul, rezolvă unitatea extraordinară pe care se dă numai activitatea în colectiv. E, tocmai asta se rezolvă acolo. Plus se creează acolo, nu numai relațiile de joc, se creează și relațiile interumane. Sigur, de interumane. Eu mă duc, ce vrei să faci? Eu am să mă duc, vreau să mă fac medic. Tu, eu vreau să fiu profesor. Tu, vreau să dau copilul meu când va avea și eu copii la tine. Uite, când place, că nu știu ce, că ești prieten cu tine. Deci se creează relații deosebit de frumoase între sportivi. Bun, deci dumneavoastră spuneți că suma pentru prima parte a anului pentru e undeva la 200... 200 de mii de lei, cam așa. 200 de mii de lei. Maxim, da. Ei, urmează partea cealaltă, care? De la ianuarie până la finalizarea campionatului. De obicei, proiectele astea nu intră decât prin... În anual, da. Prin la... Martie. Nu martie, aprilie, sfârșit de aprilie, început de mai, când poți să intri în posesia proiectului. Și nu poți deconta nici un leu retroactiv. Deci așa este perioada grea. Ei, asta se poate acoperi cu, exact, contracte de sponsorizare. Da. Asta se poate acoperi. Dacă ai pornit, ai o bază cu care poți să te duci să spui, domne, haideți până în aprilie, ajutați-ne să mergem înainte. Eu sunt convins că se vor găsi. Sunt societăți foarte puternice, n-am tunele despre care nu știe nimeni. E posibil, da. Deci sunt tunele despre care nu știe nimeni, societăți extrem de potente și cu oameni tineri, mulți dintre ei, foarte deschiși la ce înseamnă ideea de comunitate. Ori, o echipă de volei poate să se încadreze în ideea asta de comunitate locală, puternică, unită, etc. Da, cam asta este din punct de vedere al finanțelor. Pe urmă, legătura foarte bună, eu am reușit, că am condus liceul ăsta cu program sportiv, să fac legături foarte bune cu toate grupările sportive din județ. Clubul Ceahlău, de pildă, Valentin Gavril, care face selecții în întreaga Moldova. Pentru canotaj. Pentru canotaj și face selecții foarte bună și la 4 ani face o clasă de canotaj și atletism. Am avut relații foarte bune cu el, pentru că la un moment dat toate rezultatele care veneau erau și pentru liceu și conta foarte mult. Când se intră în liceu, să vedeți, campion mondial, canotaj, nu știu ce, campion național, era la un moment dat și la schi, asta vreau să spun, acum nu mai avem așa ceva, în fine. Și vreau să fac un parteneriat cu liceu, de ce? Că acești copii trebuie să joace cu dublă legitimare.
Și în competițiile școlare. Și în competițiile astea care nu afectează competiția lor. De ce lucrul acesta? Pentru că competițiile sunt puține din cauza că nu mai sunt echipe în țară. Și la nivelul juniorilor și la divizia de tineret. Și atunci, jucând și într-o parte și în alta, vor crește foarte repede, să spun așa, vor căpăta valoare. Și atunci pregătirea lor este mult, mult mai bună, de unde deja se pot face selecții pentru loturile de juniori. Și în felul ăsta și, ca exemplu, echipa pe care eu vreau să o dezvolt, deja pleacă spre turneul final. Deci e un lucru foarte, cam de mulțișor n-am ajuns să luăm medalii la... La un turneu final la nivelul ăsta. La nivelul ăsta, la nivelul lor, da. Da. Acum, domn profesor, dacă ar fi să vă întreb așa, nivelul voleiul masculin la nivel național, da. Ne ducem la anul, să spunem, 2000. Da. Și mergem acum, suntem în anul 2023. Cam care nivelul de acum este mai scăzut sau mai ridicat? Nu, e ridicat. E ridicat. Avem, da, sigur, da, avem două echipe și de seniori, și la feminin și la masculin, care merg în turneul final. Constant. În turneul final european. Parcă era Blajul, nu, sau la fete? Sau nu, astea sunt cupile europene. Sunt cupile europene. Vorbesc la nivel național. Da. Deci avem și echipa de seniori și de seniori, merg pe turneul final. Liga europeană, Silver League și Golden League, fetele sunt Golden League, băieții au fost în Silver League, dar au câștigat-o și deja sunt calificați spre turneul final european. Deci stăm bine la nivel. Stăm bine, da. Pe urmă și federația ajută cluburile de juniori? Nu, cu logistică. Atât. Atât, da. Adică se desfășoară sub comanda Federației Române de Volei, se desfășoară campionatul, se așează competițiile. Deci ei, practic, asigură sistemul competițional. Exact, exact. Altceva nu au posibilitate. De punct de vedere financiar și asta nu ajută cu nimic. Decât copiii selecționați, jucătorii selecționați, merg în pregătire centralizată, după care pătrund spre competiții. Acum, săptămâna viitoare, da, am să fac o paranteză, eu sunt și președintele Colegiului de Antrenori pe țară la volei și săptămâna viitoare deja analizăm planurile de pregătire pentru două grupări, fete și băieți, under 17, care merg spre campionatul european și calificări spre europene. Deci din punctul ăsta de vedere, cam la toate nivelele, juniori 1, juniori 2 și juniori 3 speranțe, toți sunt prinși în activitate competițională. Asta este bine. Asta este bine. Foarte bine, da. Asta pentru este că bine. Numai de vreo 2 ani am pătruns și cu cei mici, cu speranțele în competițiile europene. Acum toate grupările participă spre competițiile mari. Acolo, pentru lot, sunt altfel de condiții. Copiii merg, lucrează cu antrenori care sunt propuși de către noi, cu girul nostru intră la pregătirea acestor copii. Colectivele sunt bune, sperăm să obținem mai departe rezultate. Pentru că, ca să amintesc, de două ori sunt odată la fote, Olimpiada asta a tineretului, fetele au luat argintul. Iar la campionatul mondial s-au clasat, mondial de fete, s-au clasat pe locul 5 și 6. Deci rezultat foarte, foarte bun. La mondial absolut. Să fii pe 5-6 este foarte, foarte bine, da. Apropo de ce spuneați de această trecere, de la 2000 și 2023, există o diferență? Da, este un plus. Da, asta este bine. Înseamnă că merită să... Și există premisele ca cei care vin la Piatra Neamț și cresc la Piatra Neamț să-și găsească la nevoie și locuri unde să poată juca. Dacă da. Păi, din punctul ăsta de vedere, vedeți că vara am avut calificările europene. Am fost la Piatra Neamț. Bine, eu nu vreau să-mi amintesc de condiții. Nu vă amintiți, dar eu nu vreau să-mi aduc aminte de condiții. Eu știu prin, ca să spun așa, că m-am ocupat direct de acest fenomen, din punct de vedere sportiv, să zic, de logistică aici, la Piatra Neamț, și știu cât de greu a fost. Nu e aia, s-au pus la punct toate, mai puțin, și asta trebuie rezolvată. Și asta știți dumneavoastră de problema numărul 1 care era și cu care ne-am făcut să spun, nu ne-am... Bucuria mare a fost lotul stațiunilor, adică sportivii s-au simțit foarte bine la Piatra Neamț. Există un centru de cazare excepțional cu care Federația Română de Volei a colaborat ani de zile foarte bine. Este vorba de Hotel Ceaclău. Acolo au stat loturile și sunt foarte mulțumiți de condițiile care le oferă acest centru de cazare, plus sala care are totuși dimensiuni. Deci sala ca dimensiuni, este ea are probleme de funcționare din cauza
administrației precare care a existat acolo, a dezinteresului, a faptului că nu există un om care, căruia să-i placă ce face acolo și sala aia să fie un bibelou. Am fost la o întâlnire cu niște elevi făcută acolo. Efectiv, m-am speriat. Erau copii aia cu profesori atât de entuziaști, au făcut lucruri acolo și când te uitai în spatele panourilor, îți venea să fugi. Deci nu se poate. Acolo, cu o investiție minimă, sala aceea poate deveni un centru al comunității, că iarăși vorbesc despre comunitate. Corect, da. Avem parcări acolo, avem deja o zonă care poate să creeze tot felul de evenimente. Și noi ținem o sală. Și plus că sunt niște spații acolo, în afară de sala de joc. Absolut, mai sunt și alte spații. Da, da, mai sunt și alte spații care pot fi folosite. Da. Valorificate. Acum, dacă este o sală pentru activități sportive, asta nu trebuie să fie ocupată cu activități sportive? Așa ar trebui să fie. Că noi s-au insistat, că am prins și perioada aia, când s-a muncit extraordinar de mult să convingă și comunitatea și forurile superioare ca la Teatrul Neamț să se facă o sală polivalentă, frumoasă, elegantă. S-au muncit foarte mult pentru treaba asta. Iar acum, dacă o avem, trebuie să avem grijă. Țineți minte cum se vorbea la vremea aia, când o să facem sala, nu mai avem echipe. Aia și așa s-a întâmplat. S-a întâmplat și aia s-a întâmplat. Da. Din păcate s-a întâmplat așa. Nu vreau să-mi aduc aminte ce s-a, adică nu vreau să mă gândesc cât s-a pierdut că nu s-au organizat competiții și până la urmă sala asta a fost arhiplină când au fost niște momente politice, vorbesc de asta nouă. Atunci mă gândeam ce ar fi să organizăm niște meciuri de box sau kickboxing cu protagoniști politici acolo ca să, dacă bilete de intrare, să putem să reparăm sala. Da, mă rog, asta e. Domn profesor, că nu vreau să batem apa în piuă foarte mult, pe mine mă interesează acest proiect și noi o să încercăm să vă ajutăm, o să vă rugăm să ne dați toate datele ca să, să rămână pe site-urile noastre, să rămână pe site-urile noastre datele financiare ca să cine dorește să participe, dar v-aș ruga să ne prezentați și un proiect scris pe care noi să-l punem la dispoziția celor care se uită. De ce? Pentru că v-am spus, trebuie să convingi omul. Corect. Trebuie să convingi omul. Eu știu că entuziasmul este mare, dorința este mare, dar omul trebuie să știe că pentru ce face. Da. Și poate, nu știu, colaborarea asta cu liceul sportiv, cu clubul, cu asta s-ar putea să ducă și spre alte idei ale altor oameni care ar zice, domne, hai să vedem. Avem handbalul feminin, care s-a încercat din nou ceva. Cine știe, poate reușim să revitalizăm la un anumit nivel deocamdată. Sporturile de echipă toate în Piatra Neamț, că e păcat. Sigur. Vis-a-vis de proiect, sigur că o să primiți. Eu deja am primit ghidul pentru constituirea proiectului, pentru că nu putem prinde orice acolo. Sunt anumite puncte care trebuie prinse în acest ghid, care sunt prinse în acest ghid ca să obții proiectul de finanțare. În momentul când va fi trimis către comunitate pentru aprobare, sigur o să aveți și dumneavoastră un proiect. Acum am o mapă cu niște poze ca să vedeți ce a reprezentat voleibalul în Piatra Neamț. Așa că am sărbătorit lotul României de juniori, a fost în pregătire la Piatra Neamț și mi-amintesc că s-a întâmplat atunci o sărbătoare 50 de ani de la voleibalul nemțean, la care a participat Dumnezeu să-l odihnească domnul Strătilă. Eu eram cu lotul național și am făcut niște jocuri de pregătire cu echipa din zonă de la noi, cu echipa divizională noastră. Da, sunt momente și momente frumoase. Na. Să ne amintim că au fost perioade în care orașul era plin când au luat și fetele titlul în 2001, nu? Parcă 2002. Da, 2001, acolo 2002, am avut o istorie extraordinară și cu... O rămas domnul Vale Oatu, un alt om plecat de la noi, Dumnezeu să-l odihnească, a rămas fără antrenor și a venit și hai, ce să faci, dar n-am echipă, nu vezi că joc în campionat cu echipa de băieți, cu nu știu ce. Bă, facem așa, de așa natură încât
fetele să se antreneze întotdeauna, ori în fața ta, ori după tine, ca să poți să faci antrenamentul și la fete. Și am spus, nu poți să iau această decizie singur, pentru că de această grupare răspund niște oameni. Stați de vorbă puțin între voi, finanțatori. Că eu, din punctul meu de vedere, ca să fac lucrul ăsta, nu mi-este atât de greu. Stau 2 ore cu băieții, mai stau 2 ore cu fetele. Dar zic, se pune problema competițiilor. Unde mai ai jocuri, unde mai mergi, unde mai cutare. Vin și te iau de la meci și dacă joci în deplasare, plecăm noaptea pe drum și ne facem deplasarea și a doua zi ești la joc. Așa s-a întâmplat. Și au venit acasă, mi-am amintesc că ultimul meci pentru titlu a fost la Galați. A terminat se meci, m-am urcat în mașină, am plecat la Galați și bucurie mare. Eu eram obosit, eram frânt, și psihic și fizic de acum, că se adună. Dar eram, cum să zic, mai tânăr și eram în putere, ca să zic așa, și am reușit să obținem titlul național pentru volei fete. O mare performanță. O mare performanță. De altfel este și singurul titlul la fete. La nivel de juniori s-au mai obținut, dar pentru campionatul la seniori, național, la seniori fost, nu. După aceea, parcă în anul următor s-a luat și cupa. A fost și cupa, a intrat în cupe europene. Da. Deci, au fost momente și e păcat pentru că există bază. Asta este marea. Există tradiție, există filon pentru talente, încă există filon. Există, și există și oameni care se pot ocupa. Și asta este mare lucru. Da, ai toate astea, e păcat. Iar 200.000 de lei pentru jumătate de campionat sau așa, mi se pare o sumă infimă. Acum, ce să vă zic, aici se face o comisie care ia fiecare dosar, fiecare proiect de asta, îl ia la mână și la un moment dat poți zice, stai bă, că ăsta nu se încadrează. De ce? Păi echipa de bază se formează, eu îi dau banul ăsta, da, ca să pot pătrunde, n-am cum decât în felul acesta. Și ce și-am spus eu, că în 3 ani de zile, în 4, vor juca ceva foarte bine de performanță acești copii. Domn profesor, eu vă doresc mult succes. Cum spuneam, o să încercăm să fim alături de, frumos, de ideea aceasta, pentru că chiar cred că vă cunosc capacitatea și încăpățânarea de a face. Încăpățânarea în sensul bun, nu în sensul Am înțeles, da. Există și latura ailaltă mai... Aștept cu mare drag primul antrenament al echipei ăsta în sala 9 de sport de la liceul cu program sportiv. A, frumos a spus, da. Aștept cu mare interes. Un vis al meu și în păcat, în fine, da. Aștept cu mare interes. Poate ar trebui să gândească... Să zic așa, să ne bucurăm amândoi de acest moment când în sala liceului cu program sportiv o să participați la un antrenament, da. Exact. De ce? Pentru că e păcat. S-au băgat acolo niște bani. Eu nu înțeleg nici pe cei din inspectorat, nici pe cei din... Bine, municipalitatea nu are treabă directă, dar poate avea. Se pot găsi soluții. Se poate schimba. Se poate schimba mentalitatea și soluția. Da. Este păcat să ai o sală făcută, știu, în proporție de cât? 60%, cam așa ceva. Da, e la roșu, cum se zice, n-are geamuri, n-are aia. Și să nu poți beneficia de ea când tu ai liceul cu program sportiv acolo. Este inexplicabil să vină bani și să nu fie cheltuiți. Să-i trimiți înapoi. Și când întrebi, se spune, păi directorul, ca administratorul, cu tare, dumneavoastră, stați un pic. Este o crimă. Este o crimă ce se întâmplă acolo. Și de asta am spus și sper ca domn profesor să facă cu echipa antrenamente în această nouă sală, nu în condițiile de acum, bineînțeles, ci în condiții normale pentru o sală de sport, a unui liceu cu program sportiv, cu tradiție, cu rezultate, cu oameni care încă își mai doresc performanța acolo și așa i-ai putea face și pe copii să fie mai atrași de liceu cu program sportiv, să-și ocupe timpul la sală, nu în altă parte. Corect. Acum să vă dau un exemplu. Un profesor de la Spiro Haret. La ora de educație fizică practică jocul de vole. Și zice, nu vrei să vii până la mine? Vin cu mare drag. Despre ce e vorba? Până aici m-am priceput. Nu vrei să-mi arăți ceva din jocul ăsta de vole? Să pun la punct niște... El, omul, avea toată bunăvoința. Am intrat în sală și era o grupare de copii, băieți, foarte frumoși. Și lucrul ăsta mi-a zis, eu la 7:30 sunt în sală, le deschid sala și ei stau cu mine. După ore, ei vin la mine și iară stau. Decât să se ducă
în baruri, să se ascundă să fumeze, să se ascundă să ia droguri, să nu știu ce. Vin la mine și mă bucur că vin la mine și mă caut. Profesorule, zic felicitări. Bravo. Jos pălăria. Corect. Da. Jos pălăria. Chiar m-am bucurat. Și el zice, când mai puteți veni? Când mă chemam să vin? Numai timpul să-mi permită și vin cu drag, cum să nu vin. Da. Mulțumesc pentru participare. Vă doresc încă o dată mult succes. Ne oprim aici, oameni buni. Să ne bucurăm că vine căldura. Măcar atât. Numai bine. Da, la mulțumesc revedere. Frumos. O zi bună și săptămână bună la toată lumea. Toate bune.